Salut, prieteni, bine ați venit la un nou video cu fanul nostru, ce aici cu X-Breaker. Salut! Și astăzi facem ceva ce n-am mai făcut la mine pe canal, face X-Breaker la el pe canal. Este vorba despre Loto FIFA, nu? Da, Loto FIFA. Practic, avem această tombolă, chestiuța asta. Aici avem... Aici o să punem echipele. Aceste echipe. Deci avem așa. Așa. Așadar, avem Barcelona. Barcelona. Un pachet în frumos. Și o băgăm aici. Liverpool. Frumos, elegant. Mane cu băieții. Adevărat. Ce mai avem pe acolo? Inter Milan. Inter Milan. Până în Golan și... O să fie destul de interesant. Sunt echipe bune, nu? Nu... Am pus cât? 4 bune, 4 mai așa, mai de da, avem, o să vedeți, un Milan, un Monaco pe acolo. Ace Milan. Care sunt cumva sub Barcelona și ce mai avem pe aici. Avem chiar și un West Ham. Da, West Ham. Acum, cui pică West Ham, ghinion. Asta este da. Valencia, care nu-i wow. Eu am mare noroc în ultima mea, o să-mi pice da? Barcelona, să-mi nu. Și mie Monaco? La șansele astea. Hai să vedem. Hai să vedem. O să amestecăm. Amestecăm. Și acum bagăm mâna aici. Și acum? Da, fă, așa, uite așa, fără să mă uit. Ca să nu existe... O să aleg asta. Ia să vedem ce e aici. Ia să vedem. Milan. Ace Milan. Milan. Știi Barcelona, fii atent. Ia să vedem. Deci o să joc eu cu Ace Milan și X-Breaker va avea... Barcelona, mă, era sigur. Asta e primul meci. Hai da. Să facem, facem și pentru meciul 2 să ne luăm echipele, adică, nu știu, facem două meciuri, un meci, cum vrei să facem? Păi mă gândeam să facem un meci. Hai, un meci. Și dacă vă place acest tip de video, lăsați un like acolo ca să știm și să mai facem pe viitor. Și acum îi dăm drumul la treabă. Deci eu sunt cu Barça. Era chiar acolo. Eu voi la Milan, aoleu, să fie un del interesant. Da, chiar o să fie... Noroc că în ultima vreme cred că am jucat mai mult. Asta e, ai jucat clar mai mult decât mine. Eu online nu știu dacă am jucat 20 de meciuri până acum. Pe contul meu sunt mai multe meciuri pentru că mai joc cu un el, prietenul meu, dar eu nu am jucat, adică... Și știți că eu joc în fiecare weekend la Weekend League, deci... Da, e să spune puțin echilibrat așa, pentru că tu ai mai multe meciuri în picioare da. Și eu... Mă bucur, măcar au ce acolo ce pușcărie. Suarez, Sergi Roberto, Piqué. Toți sunt... Apărarea mai ales e. Dar l-ai pe Messi, în formă. 96, cât i-au dat? 96. Mamă! S-a terminat. Și la mine e destul de nasol. Oh, și un Titi. L-avem pe Samuel un Titi. Trebuie să joc cu Suso. Nu-mi place. E Higuain acolo, dar în rest nu știu dacă... Bagă de toate. Bagă de toate. Bagă de toate. Suntem pro. Da, nu, eu merg așa. Merg cu ambii și cu Semedo și cu Jordi Alba să meargă pe atac, pentru că trebuie să dăm cu apărarea Milanului de pământ cumva, nu? Să fie nasol, dar l-am pe Baca. Tatăl lor, Baca, eu pe autor. Bun. Și șicăm pe San Siro, 5 minute sau 6? Cum vrei, de, poți să dai de 6. Hai să facem 6. Hai, dacă e un meci, dăm de 6. Avem San Siro, coreografie cu Milan, ești la mine. Ești în deplasare. Jucăm în deplasare, dar Barça joacă bine în deplasare. Hai să vedem, Lionel. Am văzut că în ultima perioadă așa că cam prost acasă, ia bătaie și de bine da? Și de toată lumea. E, se întâmplă, parcă a crescut și campionatul în Spania totuși. Că au venit bani din drepturile TV și au mai crescut echipele. Mă oftic că Valencia mea e mâncată, rău de tot, nu joacă absolut nimic. Acum au reușit să câștige, dar greu de tot. Da, și în Liga au cam pierdut. Dacă nu mai știu, pe locul 4 nu sau sunt cred, de ce nu mi l-a dat pe Piqué și uite, acum vine singur Piqué aici. Ia uite, pac, cealha. Asta are long shots, dar cam atât. Cam atât. Nu prea știu jucătorii. N-am jucat cu Milan atât de mult. Oh. Opa. Unde mi-a dat Suarez? Dar Milan m-a rupt la cariera cu Juventus. Da? De 4 ori din 4 m-a bătut, sau de 3 ori din 3. Deci pe mine m-a rupt pe Liverpool. Toate meciurile. Dar știi cum joacă la carieră? Mamă. Hai, Jordi. Jordic. Nu ne fă asta. Bun. Au. Eu vreau să ducă la Semedo prin pasa nouă acolo. E. Opa. Luis. Luis Suarez? Pe lângă. Ce șut. Face Rakitic? Era pe jos, era supărat. Da. Îi place iarba de pe San Siro. Da, prieteni, și Loto FIFA. Dacă vreți astfel de fel, nu trebuie să dați un like acolo. Facem unul și la Icebreaker pe canal. Sperăm să apucăm alte echipe. Da. Să vedem ce să fie în meciul 2. E bine că am mai jucat toată cu Barça. Ai băi, Suarez. Și aici e șansă bună. Opa. Pipita, dar cine să vină? N-am viteză. N-am jucător de viteză și asta nu-i bine. Nu Higuain. Este. Suso acolo cu finesul. Nu te cred. Băi, ce ratare pentru Suso. Ratare cam mare.
Hai, cu puțin noroc, mingea rămâne la noi. Nu. A scăpat omul. Hai! Wow! Nu! E gol cu tine. Greu de ținut Barcelona, asta e prea bună în FIFA. Și e prea rapid Messi pe partea aia. Și da. L-am și pe semedul de viteză da, acolo. Da, da, da. Da, trebuie să contracarez cumva. Higuain trebuie să facă treabă. El are 95. Ai fost foarte aproape acolo. Ai recuperat în fața lui Piqué. Se vede da, că e în formă slabă Piqué. Și Suso aici are 81. La ultimele team l-am pălat 86. Da. Deja 5 rating în diferență. O diferență mare, mare. Se vede, se vede clar. E, însă în formă, în realitate. Nu știu ce l-a scăzut atât. Măcar să-i fi lăsat ratingul lui. Opa, offside. Mamă, ce bine se ducea. Păcat, păcat aici. Timp e suficient. Și eu fac foarte multe greșeli în apărare, așa că nu da, trebuie să... Da, și apărarea ieșită din formă. Și Piqué e scăzut. Dar Messi este... Messi! Opa! Mamă, ce avem aici? Asediu. Bine! Nu! Messi! Messi! Opriți-l! Oh. Încă o ratare. Am zis că e în poartă. Nu merge nimic. Dar... Milan nu joacă acasă, avem susținerea fanilor. Ne amintim de vremurile bune când câștigau Liga Campionilor. Pleacă Coutinho, nu? Pleacă aici. Mamă, Suarez. Deci are Suarez niște pase proaste. Aoleu, dar atacul meu e varză. Wow. Am șansa aici. Da. Suarez. Bine, Donnarumma. Am vrut să dau la colțul lung în partea asta, dar nu știu. N-a nimerit-o în Suarez de data asta. Da. Poate o dă Piqué cu capul? Sper sau chiar nu. Suarez? Nu aș. Ajută Busquets. Da, vrea venit Busquets, da. Dar nu prea merg, lovitura de cap la colțul lung, n-am văzut niciuna să intre. Să știi că mi-a mai intrat. Dubios. Nu știu da. Ce-a făcut cu cornerele, dar sunt foarte ciudate. Și echipa mea? Hai băiți, îți fac posesie. Și pasele mele greșite care sunt... Trebuie să o luăm la un joc de posesie, tiki-taka. Vorba da. Aia. Milan trebuie să facă tiki-taka cu Barça acum. Că pe viteză... Uite, stare 4 stele. N-au aia din față și are ăsta în apărare. Rodriguez. Îmi dai și foarte tehnic. Bun. Vidal care ziceau băieții că ar avea un picior rupt la ce, la ce pace i-au dat. Da, dar uite că nu contează așa mult la mijloc ca și central. Anul ăsta nu prea contează viteza. Adică se descurcă. Echipa asta de avea unul de viteză. Era Niang, măcar Niang. Ăla cu 92. Era bun Niang. Ăla era, deci făcea toată diferența. Hai, Messi mai rapid. Hai că eu pot să iau un roșu opa. Oricând, adică la mine nu e. Nu spune că am, da, galben. Dacă vine cu un roșu... Eu uite mai a dat galben lui Messi. Pentru ce? Simulare? Fault? A fost un fault acolo, dar n-a fost... De galben. La arbitrii sunt foarte ciudați și ei, uneori. Băieții mei cu pasele. Deci, dacă vă uitați atent, Suarez nu mi-a reușit nicio pasă. Opa! Suso! Mai ceva, Suso! A, uite, să driblez. Da. Dar nu prea știe Suso cu mingea, dar niciunul nu știe, n-am văzut așa ceva. Haide! Opa! Putem marca prelungiri? Minutul 45? Rupel, așa. Opa. Am încercat să obțin faultul. Dar m-am dus prea târziu. Ce spațiu. Am momentum aici. Dacă a trecut Suso. Mamă. Corner, îl lasă? Nu l-a lăsat. Dar nu e corner. Nu e corner? Nu, cred că normal lăsa dacă era corner. Da, cred că lăsa. Bine, trecut semiul de pe gine. Ok. Nu e repriză. A dominat Barça. Da, dar ai avut două șanse bune. Da. Dar una cu Suso chiar nu prea trebuia să mă ierți acolo. Uite, când scapă băieții mei e greu cu ei pentru că n-au viteză. Ia două Messi bine. Hai că nu-i offside la bună. Messi. Au, a trecut. Messi! Opa, bară! Ce șut! Doar Messi poate să facă asta. Incredibil, și Messi. Incredibil Vidal. Ia, poate să mai o formație bine. Mai strânsă în mijloc ca să pasez mai ușor. Încă n-au viteză. Era oricum asta era formația ta de anul trecut, cu numai cu asta jucai. Da, cu asta jucam. Și dar era demențial. Nu merge, dacă ai echipa așa fără jucători de viteză, trebuie să joci un 4-1-2-1-2. Cum se vedea că noua formație poate face o diferență? Aoleu, Bonaventura. De ce se întâmplă așa? Adică nu mă seama. A fost Bonaventura din prima, că țin pe lângă. Tot e și tu. Messi! Nu cred! Ce gol! Lionel! Da, 2-0, bun gol. Ce bine o face Messi pe asta. Da, voleu de calitate. Bine, cred că are la voleuri 90 ceva. 98. 98, da. Da, are, cred că are niște ritmul foarte. Nu prea m-am uitat să văd așa de fapt, cum le are. E și capitanul. Și a tot cu genunchi aici, nu? Și a ridicat-o, pac. Am ridicat-o și s-a dat. Gol frumos. S-a dus bine. Totuși Donnarumma
Dar ce urât se poziționează după fundașul tău, Rodriguez, acolo, da, nu știu de ce. Așa asta, a dat-o perfect. Bine, a făcut diferența Messi din flicul ăla. Nu pasă să duc în stilul ăla. Opa! Rakitic! Ce să-i și faci, mă? E diferența ce mare între Barça și... Da, firai de Milan. Da. Dar din polul ăla, oricum, Barça era cea mai bună. Și cred că Monaco sau USA erau cam cele mai slabe, da, nu? Da. Cred că în formă Monaco ca formă, nu știu. Depinde de formă. Bine, da. West Ham cred că e mai bună decât Milanul, culmea. Pentru că am niște jucători destul de interesanți. Ăla-i. Pipit. A intervenit Piqué acolo. Da. Piqué a jucat bine în ultimele minute. De ce ați urcat? Mamă, băieții mei n-au nicio treabă. Messi? Eu aveam filme deja. Era ceva la mine în cap. Luai golul Pușcaș. Da. Pușcaș Award. Nu știu de ce... Mă așteptam să-și facă preluarea puțin mai bună. Adică să-și înalțe mingea puțin mai mult. No, 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 no. Ăsta-i. Bonaventura. În sfârșit. Printre picioare. Printre picioare te ștegă. Acum, două goluri în 10 minute. Dar n-am schimbări. Nu știu. Nu prea pe cine să faci. Deci... Eu cred că nu știu, poate Biglia să-l bagi. Dar... Borini, dar e atât de lei mare, efectiv. Zici cred că și Montolivo la fel. Andone e mai bun că el. Da, e greu. E greu, da, e greu. E greu 10 minute dacă luăm în calcul și prelungirile. Ignația bate. Un gol acum. Ia să vedem. Higuain, ce pasă bună. Nu! E gol, e gol! Este 3-2! Mamă, misiunea imposibilă, încă unul! Oh. Cu Trone, nouă intrată, hai că l-am băgat bine pe asta. Da, chiar ai băgat bine. Dar și acolo s-a dus ăla al meu un tackling. Da, bine, da, stai, că a dat gol cu partea goală, de fapt. Dar s-a plasat bine. Ultima șansă aici. Pasă. Ce fault! Și ce am scăpat? Fii atent! Ole! Cu Trone! Către Borini, nu! Ce șansă mare ai avut. Dar n-au, erau morți toți, avea lărgă. Da, erau. Da. Ei bine, Izvrecăr câștigă primul meci de la Loto FIFA. De-ai Loto FIFA. Și a câștigat cu 3-2. Continuarea. Cu emoții, oricum. Cu emoții. Pe final, acolo, parcă Milan a început să mai joace câte ceva. Asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă nu uitați de like, acolo ați face și noi, nu știu, 1500 de like-uri, ca de obicei. 2000? A? Reușim 2000? E ceva nou, Loto FIFA, adică la tine da. Pe canal. Hai cu 2000 de like-uri. Și cam atât. Pa! Ciao!